O casă din localitatea Corben, din județul Argeș, ars în totalitate. Cei patru oameni care se aflau înăuntru au reușit să fugă la timp din calea flăcărilor. Un autocamion și o autospecială de la pompieri venite la fața locului nu au putut să intervină pentru că nu exista niciun fel de acces pentru mașini. Așa că patru dintre cei opt pompieri au mers pe jos aproximativ 2 km pentru a ajunge la casa în flăcări.